Salutare fraților, eu sunt Răzvan și bine v-am regăsit la un nou episod de Ark Survival Evolved. Mă, am mai stat eu puțin după episodul trecut. Am mai luat niște fier, că am fost cu... aici cu nenea Pteranodonu. Să luăm niște fier, hai să mai facem niște level dacă tot ne-am urcat pe el. Bă, surprinzător! Bă, susținere mare, mă, episodul trecut. Am stat bine pe vizionări. Dacă am stat la fel de bine și pe like-uri, ar fi top. Ar fi top. Hai să vedem dacă putem să craftăm acum Rex Saddle-ul. Da, mă. Gata, ce mai? Și vreau să fac și... Narcotic Table, pentru că am uitat că am modul ăsta. N-avem 50 pietre, mâncați-ai sufletul tău. În halul ăsta am ajuns. Da. Nu-i stresat să pune sedul pe nenea T-Rex. Și cred că facem un doedicus, dacă ne se schema, că văd că avem unul aici. Ca să culegem pietre mai rapidos. Ce level ai tu? 20, mă. Ăsta cred că era de la episodul trecut. Stai cu minte, boss-ule, că nu mă prinzi. Dar ești tu somn? Hai bă, că n-ai numai level 20, atâta torpidity ai. Săracul până se întoarce. Vai, șamar. Bă, dar câte săgeți mai suporți în tine, mă? Am observat că a fost un pic cam tare muzica episodul trecut. O să o pun mai... O să pun mai încet episodul ăsta. Vă mulțumesc de susținere. Sper să fim în număr cât mai mare și subscriber și like-uri și să fie bine pentru toată lumea. Ăsta văd că nu vrea să ia somn. Acum. E pe cale să doarmă. Și ăsta din câte știu ierbivor. Deci o să-l facem cu Majoberries. Nu mă se trage și în codiță. Atât. A intrat ceva în el. N-ai problemă. Să culegem niște Majoberries din trike, că nu avem la noi. Uite așa, jumătate. Ne pune aici în viteză. Hai să-l folosim pe ăsta, să mergem până acolo. Why not? Că poate că dăm de ceva. Oh, raptori. Mă, sincer, aș cam vrea niște raptori. E mișto, rău. Hai să dăm un pic de scout să vedem. E numai unul. Oh, ăsta văd că e low. Mulțumesc de level. Omul, dar astea nu-s raptori. S-s altceva. Unde ori dispărut? Să-i căsăpim oare? Ia uite, că-s cam aproape de bază. Hai să colectăm și ăștia, că ne dă chitină. Așa. Și așa, până să faci doedicusul ăsta, numai bine. Avem ce face, du-te, maică ta. Hai că-l omorâm imediat. Da, ăștia nu sunt raptorii. A, ba da, raptorii. What? Ce ciudat arată. Și mai trebuie să fie doi. Care nu știu pe unde îs. Hai să luăm de aici și chitina după ăștia. Păi, alți doi cred că s-au dus acolo în sus, că am văzut că se mișcă.
A, ba nu, uite. Au? Mai aveți, mă, multă viață în voi? Unul s-a dus. Și mai nesimțit ăsta. Hai să stăm și noi un pic. Da, frate, vine imediat după tine, nu-i problema. V-a plăcut thumbnail de la episodul trecut? Am făcut și thumbnail, nebunii. Ce le vrei tu, mă, domnule, de te lași așa greu pe găbași? 145. Am înțeles. Nu e problema că nu ne-au făcut pe noi. Așa, și am făcut și o level, numai bine. Băi, băgăm în movement speed. În ce să băgăm altceva? Bă, pe bune că mă omoară. Adică nu mă omoară raptor și mă omoară prostile astea mici. Ia niște cărniță. What the fuck, îi scade stamina când îi dau să mănânce? The hell? Ah, stai că îi scade stamina de la... De la statusul de poison, parcă. Nu pot să văd ce face poisonul ăla. E stres. Tu cum stai, nenea? Numai 9 levele, decât nimic. Hai, căsic. Uită-mă din ăștia. Un dilofozaur. Ok. Uite un dilo și pe lângă casă. Ia rămata cocioară din asta. Ala-i. Hai că vine doi dicuți ăsta ca să ne-i stres. Până atunci hai să-i facem și saddle. Cred că tot aici se craftează. Doi dicuți saddle. A, n-avem fibră. Nu-i stres. Ia uite-l pe nebun că a început să chilărească pe aici. Hai să luăm niște fibră. De fapt o să fac și un sickle. Ca să luăm fibră mai ușor. Am nevoie de asta, mulțumesc. Două edicu saddle. Și un sickle. Thank you very much. Poate și un pickaxe să ne facem niște unelte. Să-i tăi. Să-i sigur. Să facem și un hatchet. Și putem scăpa și de... sulița nu mai avem nevoie de aia, sincer. Mă, nu mă las să le dau drop, așa, mă. În loc de suliță, o să vină sickle-ul ăsta. Putem să facem și un crossbow, dacă tot e. Așa. Tu, tată, dăm viteză la tine, că tu ești... Ești încet rău. Așa. Mă, 4600 de pietre. De ce el a mort acolo? Da, dacă era ceva pe lângă casă, aveam brigada aici, deci nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Dă-i acolo nivel. Să aibă, să...
Ne mișcăm cu treaba. Așa. Să continuăm cu narcotic table-ul nostru. Mulțumesc frumos. Unde este pune și pe dumneatale? Mai încă scu acoperișul. Să facem un etaj, mă? Ar merge, sincer. Dar nu știu dacă am destul... Da, ne trebuie lemn, ne trebuie fibră, lasă, o să-l punem... O să-l punem mai așa, ne ocupă cam mult spațiu, dar măcar... Avem ce ne trebuie. Și de aici încolo putem să facem... Arrows din astea șmechere. Deci o să facem un crossbow. Înainte de toate, ne trebuie fiber. Facem roșii de la repejor, nu-i nicio problemă. Cu sicălul ăsta e plejer. Hai, luăm să fie. Luăm să fie că nu luăm de la noi. Așa. Crossbow. Mulțumesc frumos. Mai am cumva narcotice aici. Mai am 30 numai. De ce numai 30? Nu mai am narcoberiz. Tot ce vreți să-mi spui pe mine. Da, cam așa ceva. Hai să mai merge, să mai face rost de niște narcoberiz. Și sincer pot să arunc treburile astea, adică nu o să avem nevoie de ele. O, că face cu inima. Bă, cam slab pe narcotice, sincer. Nu prea adună la cum așteptam eu. Să fie oare mai bun parasaurul? Bine, cel mai bun cred că e ăla cu unghii lungi. Ăla cred că e cel mai bun adunat perizuri. Sau să fie oare castorul? Că și cu ăla merge. Măcar să mișcă rapid acum, trai, că nu mai avem nicio problemă cu el. Mamă, 6-6-6, du-te tu. Și le-am prea nimerit așa. Și ai nevoie și de săgeți, pare că se, nu? Da. Arrow, hai să facem, cât să zic, să facem 50. N-am flint. Nu e nicio problemă. What the fuck, nu știu ce chestia aia zburătoare. Era ce fel de genul, ce treacă, bă, o vrăjitoare pe mătură. Aruncăm pe astea așa frumușel. Arrows 50 de bucăți. Luăm narcoticele, le aruncăm aici. A, trebuie să fac narcotic. Oh, am înțeles. Stai că tocmai... Deci trebuie să fac neapărat aici craftul, ok. Păi o să le ținem pe astea, că nu știu niciodată. Deci trebuie să fac drogurile neapărat aici. Bă, nu pot să scap de fișierele. Ba da. Uite, putem doar 8. Sincer, de nou aș face un parasaur, că parcă nu e așa bun trai cu ăsta, nu mă încântă absolut deloc. Cum se mișcă.
Parcă nu face destul, nu produce destule narcoberizi. Dai că nu vă mai țin pe voi aici cu mine și o să revin când, când adun niște narcoberizi. Asta ar fi cel mai ok, zic eu. Na bun așa, hai că am făcut aici rost de 1793, deci puteți să facem... Mamă! Îi dă speed. Și a rămas fără carne. Serios că a rămas fără carne? Ia că-s chiar curios. Nu, a rămas fără narcoberis, clar. Nu știu, să vedem ce animal... Puteți să spuneți voi în comentarii ce animal e bun pentru... Mamă, și-am aruncat toate alea pe jos. Să spuneți în comentarii ce animal e bun pentru adunat berries. Că traicul ăsta mi se pare mie că nu-i... Nu-i ce trebuie, efectiv. Oare unde am aruncat? Păi aici ar trebui să fie pe unde le-am colectat eu. Că nu cred că s-au despawnat așa repede. Uite, sau stegozaur și ăla cred că ar fi bun pentru... Pentru berizuri și cred că ar fi cel mai bun. Fii atent că s-au despawnat berizurile alea de le-am urcat pe jos. Ok, hai că... Strângem puțin așa din fiecare. Așa repejor. Nu mai pun pauză acum că... Nu drează că așa mult, dar cum să dispuneți așa repede, mă? Da, lasă, asta este. Și așa restul se strâng mai repede, mult mai repede decât narcoberiz. Adică deja avem cam 800 din fiecare. Hai că mai dăm 2-3 tufișe și... Tufișe sau tufișuri? Cred că tufișuri totuși. Sau tufișe. Who the fuck cares? Bă, și steamberzurile astea văd că se... Fac cam greu. Hai că mai dăm 2-3. Ce are ăsta mă de are debuff-ul? Debuff-ul ăsta e numai de la un T-Rex. Și T-Rex nu avem prin zona. Numai ăsta meu. Și nu cred că l-a apucat pe T-Rex ăsta meu așa de nebun să... Să fac el scheme. Să luăm toate berizurile de aici, a? Și să le aruncăm în UTF animalul curului. Le aruncăm aici fain frumos. Craftăm direct din astea, mă? Adică craftăm cei mai tare, clar, și folosim mai puține săgeți. Bine, este un pic cam cheaty. Dar... Na, asta este. Dacă nu vă convine, putem să-l scoatem, deci... Nu e nicio problemă. Să spuneți în comentarii dacă vă convine sau nu să avem... să ținem modul ăsta de... De narcotice. Așa. Cred că ar fi o idee să-mi fac și eu niște armură, nu? Dar nu cred că vreau de metal. Vreau de metal? Nu cred că vreau de metal. O să ne facem de hide. Mamă, nu 5. Așa. Arătăm ca un... Ca un coi. Ca un coi de piele. De ce? Ia toată lumea pe pasiv. Trece toată lumea pe pasiv că începe killer-ala. Că prea se mișcă ăștia pe aici cum vor ei. Aoleo, ce... Ați belit-o oficial. Mă, nu mi-arată damage-ul. Ai, o să modifică din setări. Bă, nu dam teranodon.
O să modific disseter ca să ne arate și damage-ul, să vedem ce damage dă nebunia asta mică. Da, cred că are damage destul de mare, adică deja apare sângele pe ăsta. Mamă, dar am luat carne de pe el, nu glumă. Sincer vă zic. Mă atacă compii, mă. Ce-i cu tupeul ăsta? Ioi, că am băgat în viteză. Nu, nu-i băi. Bă, să ne... să ne luăm un parasaur, mă. Ia, stai că mă duc după cristale. Facem un spyglass ca să vedem mai de la distanță. Aruncăm astea. Să mai facem un loc. Să vedem de la... uite un queț. Adevărat că nu pot să trag de pe Pteranodon. Să facem un spyglass ca să vedem de la distanță levelul. Să și continui ce am început să vorbesc. Uite un T-Rex. Mă, o, mai mulți T-Rex, ăla e alfa, mă? Vreau spyglass-ul ăla neapărat. Uite ce avem, iron. Ar trebui să luăm și niște metal dacă toți suntem aici. Nu știu dacă pot să care domnișorul ăsta. Atâta. Dar oricum nu luăm multe cristale. 112 suficiente. Hai totuși să luăm și niște metal. De ce începe muzica? Aoleo! Haierele! Bine, hai să plecăm. Să mergem să facem spyglass-ul. Tărătătă. Oarecum să luăm quetsul ăsta, bă, dar ar fi prea OP, mă. Cred că o să scomod ăsta de narcotice totuși. Mai bine, n-avem ce face în episodul ăsta, o să-l folosim. Dar cred că o să-l scot pentru că e prea OP. Vine, dau una la quets și ia slum. Nu mai are sens bătălia cu quetsul. 200, perfect. Aruncă și astea și facem un spyglass. Da, hai să-l facem pe ăsta. Pare interesant. Ok. Hai să vedem. Uite un parasaur de 130 de 20. Ok, mergem încolo. Acesta e cel mai mare văzut până acum. Deci tu de 130. Iguanodon nu ne trebuie. Mă, ăsta e singurul pe raza asta, deci... fii atent că... ba, da, a dormit. Bun. Mergem după Medjoberiz. Și să iau și saddle-ul, cred că e în trike, parcă. Uite cum mi-a apărut un parasaur aici. Level 50, aia. Și uite, mai avem de acolo. 125. 100... nu, mă, ăla e cel mai top, dar l-am găsit acolo. Mulțumesc de saddle. Mai băgăm niște nivele pe aici, pe acolo. Nu l-am mai joberis. Stai, două secunde. Așa. Luăm parasaurul ca să avem... încă unul, că nu l-a omorât atunci, T-Rex-ul ăla. Ia de aici, frate, câte levele primești tu, oare? 64 de nivele, bun!
Uite, 135 a nostrui. 130. Nu e mare diferență, e tot acolo. Nu avem nevoie de sedul ăsta. Ia mă ce s-au pus compii pe mine. Pe pomeni că mă și omoară imediat. Hai că omoară compii, este ceva ce s-o omoară. Că spământ de flori. Așa. Hai mă, mai ai. Mai are un pic. Mai are un pic și a nostru. Uite un nou. Ăsta e ou de dodo. Ah, de dilo. Îl lăsăm aici, lasă-l, n-am nimic. Să facem un... un omuleț din ăsta. Pentru boost de XP, parcă ar merge acolo lângă bază. Mai fac dinozauri level... Aoleu. Fac dinozauri levelul mai mare. Mai rapid, pardon. Hai să spun saddle-ul, nenea. Și pot să dai și stop la follow și pe pasiv, bineînțeles. Bine, mă, până faci tu level, n-am stat după tine. Trebuie să facem pe ăsta. Detected enemy. Ah, ok, deci el e categorizat că e inamic. Nu e problemă, n-avem treabă cu el. Uite, mă, că adună ăsta de toate, și tech, și... da, nu-i mai bun ca traicul. Sau, de fapt, cred că tot acei... tot acolo-i. Cred că... o să dăm un copaci ca să-i facem XP. Așa face XP cel mai rapid pe dinozauri. Și bineînțeles viteză cât în cap. Trebuie să mișc încet, mă. What the fuck. Tu ești level 50. 100. Dar nu cred că o să găsim mai mare ca și ăsta momentan. Sincer să fiu cu voi. Hai să zburăm un pic la T-Rex și aia. Să vedem ce... ce level au, ce tipuri de T-Rex și s... Dacă am uitat de țigara s-o știi stins. Ia să vedem. Prin zona asta am văzut, nu? Aici undeva... a, uite-l! Ăsta e unul. Mamă, ce frumos e așa alb. Level 15. Ăsta e alfa 1. Nu mă las să-l văd? Ba da, alfa T-Rex de level 20, ok. Tu ești un T-Rex de level 20. Ba mă, dacă cădem aici, ne-am dus. Castorii. Castorii fără căsuță? Da, nu au căsuță. Mă, un argentavis. Ăla ar fi bun. Un argentavis putem să furăm. Suntem safe să luăm ăsta? Aflăm. Nu o folosim așa ceva. Mă spart orechile. Ce level ești tu, mă? 90. E bun? 90. E bun. Hai să mai vedem niște nivele, niște păreri. Totul 90. Un 25. Hai să vedem... mamă, aici direct cu șerpi, cu mireapozi, cu spăienjini, cu scorpion, cu dăștia, nu ne trebuie. Raptori.
Mă, cred că o să ne băgăm pe Argenta Visul la momentan. Pentru că nu mai văd aici, în zonă. Așa că... Domnul Argentavis, ai să-i somn. Acum. Bun. Primit. Nu am primit în ăsta. Nu-i probabil că știm unde e. Și să încercăm să dăm într-un brontozaur, cred că. 145. Niciodată. 104, uite-o, un din ăsta. Deși am și putea merge până la T-Rex-ul nostru. Să luăm Primit-ul. Deși cred că totuși era mai ușor să batem un stegozaur. Mă enervează că nu mi-arată damage-ul și nu știu cât damage dau. Se mai pune un punct în damage. Că viteză are destulă. Cum îi zice la dinozaurul ăsta? Diplodocus, da, mă. Tu ești. Hai, mori, te rog. Mori pentru noi. Ar fi mai eficient să-i dau hituri normale? Nu cred. Cred că dă mai tare așa. Cu dash-ul ăsta sau cum să-i zic. Și așa nu-i grabă, că trebuie să-i să facă foame la ăla, să nu stă mult după el. Nu mă bine, facem ceva cât timp să încarcă la ăla. Uuuu. Șansa noastră să doborăm un T-Rex. Adevărat. Îl omorâi și pe ăsta, mă? Nu prea. Nu prea, că n-avem stamina. Ne-am băgat aici în... într-o bătălie. Hai că tu și așa nu mai e mult. Cât aș pe mai... 260, mă, mai o lovitură, zic eu. Cred că 260 îi dăm, așa-i? Gata! Și-am mai văzut un Argentavis de level 20, nimic interesant. Nu-i da bun, nu-i abună, nu-i abună, nu-i abună. Bă, nesimțitule. O adormit fraierul. Ce level are? Level 50. Mă... Cred că plecăm și cu un T-Rex după noi. Că ăla a fost mai mic levelul de l-am luat. Hai să facem așa. De ce nu mi-arată timingul ăsta? Ah, acum. 44 de nivele. Torpilă. Acum trebuie să stăm să-i apărăm pe ăștia doi, că n-avem ce face. Deși aș pleca și cu un castor de aici, aș pleca cu mai multe. Că un mili damage. Argent. Chitină, fibră și hide. Avem chitină 150. Nu avem destulă. Deși am putea face răzdan, nu ne mai bate în capul. O să fie un pic de probleme cu T-Rex-ul ăsta. Că trebuie să-l duce printre... Ok. Pasiv, te rog frumos. Că trebuie să-l duce printre...
direct și ea de jos. Deși și dacă moare nu-i mare pierdere, că l-avem pe ăla de acasă. Ăsta e, ăla cred că e female, deci putem să facem un breeding. Hai că revin și eu când îi temuit ăsta, să nu mai așteptați cu mine. Gata, băieții, s-au făcut și T-Rex-ul. Și cum hai să mergem cu ea acasă, dacă reușim. Mamă. Hai, domnule. Ah, dar stai că trebuie să trec apa. Lasă-mă că nu-l omoară Megalodon, dacă nu moare aici. Nu, 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 nu. O să o luăm prin partea asta. Așa. E ok, m-au supraviețuit. Hai rapid, hai rapid, că dacă ne vede Alfa T-Rex-ul ăla, am îmbulinată. Uite-mă că vine destul de repede T-Rex-ul ăla. Și cum o să ne uitați, vedem, este vreo mai gal... Ce-i chestia aia, mă, balenă? Mă, pisici de mare. Oh, shit, Megalodonul. Să te pun pe... neutral. Da, deja l-atacă. Atacă, mă! Bine. Hai că vine el, că nu moare până acasă. Sau? Mi se pare că e cu sânge deja. N-are, mă, nimica. Deși cred că acum îl atacă 2. Ia, du-te un pic argenta, visule. N-are, mă, ajunge. Ajunge numai bine. Și să-l așteptăm aici cu brigada. Ia. Așa. Să luăm T-Rex-ul. Bă, nu mai știe să vină încoace? Bă, mă, uite că vine. S-a blocat în ceva. În ce te-ai blocat, oare, mă? În piatră. Așa. Hai că l-am deblocat. Hai numai cu ei încoace. Opa. Ești cam ia damage. Deja e cam problemă. Să scoatem artileria grea. Nu, mă, mi-l omoară, mi-l omoară. Adevărat că-l salvezi. Nu l-am mai salvat. Asta este. Bătălia continuă. Eram aproape. Mamă, dar au dat multe în el, mă. Au fost și pisicile astea de mare. Au fost și Megalodonul. Bă, ne omoară. Bă, ne omoară. Bă, ne omoară. No, 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 no. Fugi, 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 fugi. Holy fucking shit. Ce o dat așa de damage, mă? Ălea level 15, ălea level 50. Serios că mantisurile alea dau așa tare? Nu te cred. Nu cred că dă așa tare mantisurile alea, mă. Asta...
Asta lăsăm așa. Hai să lăsăm ahiluit. Ce să zic? Cânt aici muzică într-o veselie. Mă, era nivel 80 ăla cumva? Stai să ne uităm aici. Ăștia am făcut acum. Ah, nu era level 60. Asta este. Ia taci un pic, mă. Așa. Și, bă, aveți ceva dinozauri? Hai să... să facem un saddle de Argentavis. Să avem și pentru ăsta. Și eu zic că putem să-i aliniem frumos. Hai să-i întoarcem așa cu fața. Da, și eu o să scot modul cu narcotice. Ca să fie mai fair, să zic așa, să ne chinuim puțin. Să dăm tame. Hai, mânzule, și tu. Ia să testez, să vedem cum zboară. Are ceva viteză. Are, pe dracu. Las că îi facem noi problema. Hai să-i facem acum mai bine. Dăm în 2-3 copaci și cam aia e. Uite, bă, că trebuie să dea nenorocit ăsta. Ia, mă, vină încoace. Luate așa sabie, steau. Gata, mă. Ce tot atâta. Altă viață. Se mișcă mai repede acum. Gata, mă, aveți și păsăroiul. Să facem așa un thumbnail adevărat că arată mișto. Sincer. Bam, s-a făcut. S-a făcut două, să fie. Să vedem. Baza în videoclipul următor, cred că o să facem baza. Trebuie să facem find în pietre, cu ziduri, cu... facem bază nebunie, cu greenhouse, cu dătate. Numai... să spuneți și voi în comentarii ce vreți să vedeți mai special la Ark. Dacă vreți să băgăm mai multe moduri, dacă e șmecherie. Cred că pot să pun și extinction core sau cum îi zice, aberration. Evolve. Nu mai știu. Ăla de era... a, Genesis, cred că. Anunnaki Genesis, parcă ăla de era cu dragon, cu toate nebuniile. Păi atunci o să încheiem episodul ăsta aici. Bă, nu am făcut cine știe ce în episodul ăsta. Am făcut Parasauru, Doedicusul și Argentavisul. Și o să ne axăm, episodul următor o să ne axăm mai mult pe bază. Și să aranjăm un pic aici, că avem o zonă destul de faină, că e destul de faină. Păi până data viitoare, eu am fost Răzvan, nu uitați de like, com și subscribe. Și ne revedem cu episodul următor. Choose